Cum e să fiți cea mai bună echipă a lunii aprilie? Suntem foarte fericiți pentru performanța asta și ne dorim să o ținem tot așa. Care e rețeta succesului? Pentru că vă descurcați la fel de bine și în cupă și în Victory Cup pe ambele fronturi. Suntem o echipă unită, ne știm de mici, am crescut împreună și suntem fiecare unul pentru celălalt. De cât timp jucați împreună? La 7 ani. 7 ani și aproape 20 de ani? De 20 de ani jucați împreună? Am crescut în fața blocului toți, aproape toți. Ce simțiți că se va întâmpla bun anul ăsta pentru FC Garaje la Victory Cup? O să promovăm. Da. Și cupa? Cupa nu mă pronunț deocamdată. Sunt echipe puternice, dar sperăm să ne ținem cu ele. Așa, făcând un sondaj în rândul vostru, cum sunteți împărțiți? Cine ține cu FCSB, cu Dinamo? Cam care e proporția? Cu Rapidul? Majoritatea sunt cu FCSB. Cu Rapidul avem vreo 2 și eu sunt singurul cu Steaua. Și cu Dinamo nimeni? Cu Dinamo nu avem pe nimeni. Ați primit un premiu rece. Aveți timp să-l savurați. O să-l savurăm acum. Câte premii de cea mai bună echipă a lunii vreți să mai obțineți? Nu știm ce ne aduce viitorul. Sperăm să avem evoluții bune și odată cu evoluțiile bune o să vină și berile. Cum vă simțiți aici la Victory Cup? Ne simțim foarte bine. Se mult.